Astăzi s-a semnat contractul de execuție lucrări pentru proiectul Modernizarea Coridorului de Mobilitate Urbană integrat în zona industrială a municipiului Făgăraș. Potrivit acestuia, la începutul săptămânii viitoare va fi predat amplasamentul. Proiectul cuprinde mai multe lucrări de modernizare a trotuarelor, podurilor, piste de biciclete, zone verzi, locuri de parcare și stații de autobuz. Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului sunt modernizarea trotuarelor din zona industrială a municipiului Făgăraș, lucrări de reparație la nivelul podului Pârâului Berivoi, înlocuirea podului Pârâului Racovița cu unul nou realizat în conformitate cu normele europene, amenajarea pistelor pentru biciclete, modernizarea două stații de transport în comun, instalarea trei stații de închiriere biciclete, amenajarea zonelor verzi prin plantarea de aliamente de arbori și arbuști, reabilitarea locurilor de parcare, realizarea și modernizarea iluminatului public. De asemenea, pentru îmbunătățirea transportului public urban de călători se vor achiziționa 6 autobuze electrice. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, iar valoarea totală a contractului este de peste 16 milioane de lei, la care se adaugă TVA în valoare de peste 3 milioane de lei.